Bună, dragii mei berbeci și cei care aveți ascendentul în această zodie și bine v-am regăsit la un nou tarot, la o nouă etalare pentru luna noiembrie. Persoanele care doresc să mă contacteze o pot face pe WhatsApp la numărul de telefon pe care îl găsiți în descrierea acestui videoclip. Voi începe această etalare cu un mesaj al îngerilor pentru berbec, pentru luna noiembrie. Nu uitați, dragii mei, să lăsați un comentariu dacă vă plac astfel de etalări, dacă vă ajută astfel de etalări. Și nu uitați să susțineți acest canal cu un like. Vă mulțumesc! Cartea Îngerilor pentru voi, pentru această lună, este Gres și Antonet, care transmite mesajul că pentru a putea vindeca această situație în care te afli, privește cu compasiune și punctul de vedere a celuilalt. Se pare că voi, în această lună, veți intra într-o contradicție cu cineva. Poate să fie partenerul de viață, iubitul, iubita, o prietenă, un prieten, sau o rudă, sau poate să fie, eu știu, chiar și un funcționar. Aveți senzația, sau veți avea senzația, mai bine spus, că doar voi știți adevărul, că doar ceea ce faceți voi este corect, că doar ceea ce credeți voi este adevărat. Această carte îți spune că trebuie să fii mai plin de compasiune, că trebuie să dăruiești mai multă iubire, că trebuie să ai mai multă încredere, că trebuie să asculți și punctul de vedere sau punctele de vedere și a celorlalte persoane din jurul tău. Dreptatea nu o deții doar tu. Dreptatea în spiritualitate este atunci când fiecare are punctul său de vedere asupra unei situații, asupra unui fapt. Dar, în acest caz, această carte apare pentru a te informa sau pentru a-ți arăta că în această lună poți fi mai impulsiv, nu mai ești capabil sau nu mai vrei să ierți, nu mai vrei să uiți anumite lucruri pe care alte persoane, eu știu, ți le-au făcut, alte persoane te-au rănit. Eu îți spun că ar trebui să nu compari o persoană cu cealaltă persoană. Pentru că noi suntem diferiți. Nici unul dintre noi nu este identic ca corp, ca viziune, ca gândire, ca suflet, ca informație și așa mai departe. Pentru a ajunge la un compromis, pentru a ajunge la o înțelegere, trebuie să mai lași de la tine. Cu siguranță vei avea acest impuls de a-ți spune tot timpul cuvântul, de a spune tot timpul ceea ce gândești. Poate vei avea și momente în care gura te va lua pe dinainte, să spun așa. Da? Și atunci înseamnă că trebuie să te temperezi, că trebuie să analizezi o anumită situație. Că nu trebuie să acuzi imediat o persoană, ci trebuie să găsești sau să afli substraturile
unei acțiuni, substraturile unei gândiri și așa mai departe. Nu acționa din impuls. Haideți să mergem mai departe. Berbec, luna noiembrie. Ai parte de iubire sau vei avea parte de iubire. Unii dintre voi pot întâlni iubirea adevărată, pot avea parte de o iubire sau de o persoană care să vă dăruiască ceea ce dumneavoastră nu ați mai primit până în acest moment. Dacă nu va fi vorba despre un iubit, despre o iubită, înseamnă că va fi vorba despre o persoană care intră în viața voastră și vă fascinează pur și simplu cu informațiile pe care le deține, cu educația pe care o are, cu dragostea față de semenii săi. Orice. Va fi o lună clar în care veți fi înconjurați de iubire, de sentimente, de recunoaștere din partea unor persoane. Va fi o lună în care unii dintre voi vor culege roadele a ceea ce au muncit, a ceea ce au sădit, a ceea ce au simțit. Descoperiți aceste diamante, săpați, săpați și dați peste aceste pietre semiprețioase sau prețioase de la caz la caz, chiar în apropiere de casa voastră. Pentru unii este clar că iubirea vine de undeva din apropierea casei. Poate iubirea sau prietenia, pentru că vorbim pe general. Poate unii dintre voi nu v-ați gândit la acest lucru, dar poate nu vă vine să credeți că se poate întâmpla așa ceva. Iar ca să corelez aceste cărți cu Gres și Antonet, poate că nu aveți curajul să faceți un pas spre această persoană. Poate nu aveți curajul să începeți o nouă relație. Ar trebui să lăsați trecutul în urmă și ar trebui să acționați. Este o lună în care trebuie să te miști, în care trebuie să faci ceva pentru tine. Sau mai bine spus, o lună în care ar trebui să faci ceva pentru sufletul tău, să lași la o parte trecutul, să lași la o parte grijile și poate să privești și lucrurile frumoase care ți se întâmplă. Nu să vezi doar acele lucruri urâte, doar acele lucruri care îți lipsesc. Este o lună, din punct de vedere material, foarte stabilă pentru voi. Unii dintre voi, clar, vor primi niște bani. Bineînțeles, nu acești bani nu vor cădea din cer, ci acești bani vor fi ca o recompensă a ceea ce ați făcut, o recompensă a acțiunilor voastre. Ok, dragii mei, haideți să trag și câteva cărți din tarotul păgân, să vedem ce informații suplimentare vă mai pot oferi. A căzut o carte, o voi interpreta pe aceasta, Doiul de Cupe, care iarăși vorbește despre dragoste, despre iubire, despre pasiune, împăcare. Vezi un nou început, vezi cu alți ochi o persoană pe care până în acest moment poate o considerai indiferentă, poate o considerai, nu știu, urâtă, poate o considerai recalcitrantă și așa mai departe.
Este o nouă viziune asupra vieții, o nouă viziune asupra dragostei, o nouă viziune asupra relației tale. Dar să faci aceste lucruri cu calmitate, cu responsabilitate, cu îngăduință, da? Ca să poți să culegi toate aceste roade pe care luna noiembrie ți le oferă. Dragii mei, atât pe scurt, sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă doriți o etalare personală completă, mă puteți contacta pe WhatsApp la numărul pe care îl găsiți în descrierea acestui videoclip. Vă doresc numai bine, pe curând!